Horoscop 17 mai 2023. Zodiile care au succes pe toate planurile. Horoscop 17 mai 2023. Astrologii au vești bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere financiar. Sunt anunțate schimbări benefice și creșteri salariale. Berbecii pot simți nevoia de puțină curățenie la capitolul relații. Fie vreți să înlăturați oamenii care nu mai sunt pe aceeași lungime de undă cu voi, fie vreți să rezolvați anumite tensiuni ce stagnau de mai multă vreme. Nu totul e atât de roz precum pare pentru tauri. Sănătatea este ceea ce vă îngrijorează, iar o pauză de la job poate aduce o claritate mai mare asupra lucrurilor, spun astrele. Gemenii au succes pe toate planurile. Cheful de viață vă ajută să vă atingeți obiectivele, dar și în dragoste puteți bifa anumite lucruri, cum ar fi întâlniri romantice, consolidarea relației de iubire sau o cerere în căsătorie. Nativii rac sunt conștiincioși și perseverenți la locul de muncă. În plus, simțul artistic și iubirea pentru frumos vă determină să puneți accent pe evenimente culturale. Așa că puteți merge la un concert, un festival sau la o piesă de teatru. Intuiția leilor se află la cote înalte. Nimeni nu pare a fi capabil să vă ajute, iar asta vă determină să vă descurcați pe cont propriu. Reușitele voastre pot stârni invidie, așa că nu lăsați pe nimeni să vă schimbe starea de bine. Cu toții știm că nativii fecioară sunt perfecționiști. Sunteți foarte atenți la fiecare detaliu și faceți totul cu pasiune, dar nu uitați să vă și odihniți pentru că stelele nu au vești atât de bune la capitolul sănătate. Fiți precauți! Balanțele sunt foarte creative și energice. Cu toate acestea, este recomandat să amânați deciziile importante, pentru că ce hotărâți azi poate avea de suferit pe viitor. Provocările se țin lanț pentru scorpionii. Puteți întâmpina mici dificultăți la locul de muncă, dar vestea bună este că norocul e de partea voastră și oamenii din jur vă susțin și vă oferă ajutorul pentru a duce toate sarcinile la bun sfârșit. Dacă săgetătorii au un plan să călătorească în străinătate, ar fi bine să fie foarte atenți. Nu este un moment bun pentru deplasări și este recomandat să amânați, cel puțin pentru câteva zile. Capricornii dau dovadă de înțelepciune. Nu vă este frică să vă arătați autoritatea, însă ar fi bine să renunțați la aceasta pentru a nu deranja pe ceilalți. La locul de muncă nu apar noutăți, așa că va fi o zi destul de liniștită pentru voi. Vărsătorii se află într-o stare perfectă de echilibru. Dar, fără puțină rațiune, puteți face alegeri greșite, în special în dragoste. Iar nativii pești sunt harnici și se implică în proiecte profesionale. Dar pot simți că rezultatele lor nu sunt apreciate cu adevărat de către superiori. Și ar fi cazul să spuneți ceea ce simțiți, altfel, pentru liniștea voastră va trebui să mai renunțați din sarcini.